Vreau să vă prezint echipa cu care am venit, domnul Romeo Botoșineanu, vicepreședinte, domnul Mihai Gheorghe, președintele organizației municipale, domnul Bălan Ionel Noni, secretarul organizației județene, noul secretar al organizației județene. Suntem foarte fericiți că evenimentul de sâmbătă a ieșit atât de bine, cu o participare atât de numeroasă, și vă mulțumim că ați fost prezenți acolo și că ați oglindit evenimentul în presa locală. Am citit articolele, mi-a plăcut foarte mult modul realist în care a fost prezentat. Și pentru noi a fost o provocare, a trebuit în câteva zile să strângem un număr foarte mare de oameni. În urma numărătorii om cu om s-a constatat că au fost prezente 830 de persoane, fără a lua în considerare candidații, invitații și presa. Deci, la eveniment a fost aproximativ 900 de persoane. Din acele 830 de persoane, membri și simpatizanți, 546 de persoane au fost din județ. Am avut onoarea de a fi vizitați și de membrii AUR, și din alte județe, prieteni de-ai noștri din Constanța, din Iurgiu, din București, din Ialomița și din Ilfov. Știți că s-a intrat numai pe bază de listă nominală și diferența între 830 și 546 este din aceste județe. Cu o zi înainte știam că va fi prezența foarte numeroasă. I-am rugat totuși pe colegii mei să vină, pentru că i-am întrebat dacă membrii lor își doresc să vină, dacă este un efort pentru ei. Și abia așteptau să vină și să vadă candidațiile europarlamentare, astfel încât nu s-a pus problema să nu vină cineva. Așa am ajuns că ar fi trebuit să avem targetul era 700 de persoane și am avut, cum am spus, 830. Candidații noștri la europarlamentare au fost foarte încântați. Președintele George Simion ne-a felicitat, a spus că a fost extraordinar de frumos și că atmosfera a fost foarte vibrantă, că toată lumea era pregătită emoțional pentru eveniment. Candidații la europarlamentare mi-au spus că nu se așteptau să fie atât de multă lume și au avut emoții foarte mari unii dintre ei. Nu-și găseau cuvintele, deși sunt obișnuiți cu scena, sunt obișnuiți să vorbească în public, sunt obișnuiți să se adreseze unui număr mare de studenți, de elevi, de audiență în sălile de spectacol. Cu toate acestea am avut dificultăți în a-și găsi cuvintele, pentru că i s-a părut un număr foarte mare de oameni și o atmosferă extraordinară. Și vă mulțumim pentru prezență. În al doilea rând, aș vrea să spun că am trecut la reorganizare. Am fost până acum, nu mergem în echipă, nu merg niciodată singur în teritoriu. Până acum, din 55 de localități, am fost în 32. M-am întâlnit cu mai mulți oameni, m-am întâlnit cu oameni din organizațiile noastre, acolo unde avem, ne-am întâlnit cu oameni care ar vrea să vină la noi. În ultima vreme am luat niște consilieri locali și niște consilieri județeni, suntem în discuții cu mai mulți. Există și primar și viceprimari în funcție care ar vrea să vină la noi. Sunt puțin dezorientați și de data la care vor avea loc alegeri locale, atâta vreme cât nu știu dacă mi se va încheia mandatul în iunie sau în septembrie și dacă vor apuca să-și îndeplinească promisiunile făcute celor care au ales, unii dintre ei mai ezită. Eu am discutat cu ei, am spus că îi înțeleg,
dar a veni la AUR pe singurul considerent de a-și păstra mandatul nu este o opțiune. Deci în momentul în care vrei să vii, vii din convingere. Dacă vii numai ca să fii în continuare primar sau viceprimar sau consilier local sau vii pentru că nu te vei mai regăsi pe listele partidului unde ai fost ales în 2020, nu e opțiune și nu luăm în considerare această variantă, motiv pentru care din cei care și-au exprimat intenția în acest moment am ales numai 10 dintre ei pentru a veni la noi. Sunt și alte partide care în acest moment au probleme în a-și păstra numărul de aleși locali. Încearcă să negocieze fie cu noi, fie la nivel central. Săptămâna viitoare o să fiu în măsură să vă spun rezultatul acestor negocieri, dar la fel nu discutăm despre oameni care vor să-și păstreze mandatul și atât. Al treilea rând, am făcut niște ședințe de organizare cu filiale. Am constatat că unele filiale sunt oameni care au mai făcut campanii și care sunt un activ important pentru că nu trebuie să le explici ce au de făcut, dar avem și organizații unde este foarte mult entuziasm, dar unde, din păcate, nu există experiență nici politică, nici în organizare. Am spus că vom suplini aceste lucruri și vom face un fel de cursuri de pregătire cu toți cei care vor dori să activeze în administrație. AUR vine pe un val de simpatie, cred că fără precedent în istoria politicii românești, și oamenii vor dori de la noi ca din prima zi să vadă schimbări. În momentul în care ajungi în administrație, omul vrea să îi se schimbe viața din prima zi. Tu nu ai timp să te califici la locul de muncă. Tu trebuie să începi treaba din secunda 1. Și atunci, toți cei pe care îi vom pune pe listele de consilier local și județen și toți cei care vor candida la primărie și la Consiliul Județean, vor trece printr-un amplu proces de învățare. Pentru că au fost multe voci în politică, au fost mulți oameni care au ajuns în funcții înalte, dar nu știau deloc ce au de făcut acolo. Au fost dezamăgiri pentru cei care au ales și acum oamenii numără zilele până când va veni votul ca să-i schimbe. AUR nu trebuie să fie în pericolul ăsta și cred că nu este și nu va fi. În al patrulea rând, începe să se contureze o stare din aceasta de așteptare. În momentul în care mergem undeva, oamenii vin către noi cu tot felul de probleme, am început să le identificăm, le-am cerut tuturor șefilor de organizații ca până la ședința pe care o avem în principiu în fiecare marți să identifice problemele de acolo și să-mi spună cum cred ei că pot fi rezolvate. Nu este un lucru ușor. Nu este un lucru ușor la un partid de nou, nu este un lucru ușor la niște oameni care ar vrea și ei să schimbe lucrurile de mâine, pe care înțeleg că există niște rigori de legislație, dar sunt oameni din comunitățile respective care au suferit mult și care acum cred că pot muta munții. E bine, este exact atitudinea de care avem nevoie. Vom vedea cum vom reuși să le canalizăm aceste energii ca să și câștige alegeri.
Există, bineînțeles, reticență din partea autorităților locale, în fiecare comună sau oraș. Există oameni care ne aduc la cunoștință diverse probleme, dar nu au curajul să apară în public și să își asume responsabilitatea de a vorbi în public, în prezența liderilor administrației locale. Înțeleg asta, dar nu asta e soluția. Oamenii care vor să vină și să fie alături de noi și să candideze, trebuie să aibă curajul să participe la activități, să discute cu oamenii și să poată să susțină cu argumente idei. Colegul nostru, Marian Dumitru, celălalt vicepreședinte, este angrenat în niște activități de organizare și nu a reușit să ajungă în timp util aici, dar noi vorbim în permanență, el e mereu împreună cu noi în teritoriu. Astăzi, pentru că noi aveam conferința de presă, am discutat și a rămas el să vorbească cu niște oameni, după care ne vom întâlni din nou. Nu avem în acest moment desemnați niște candidați pentru localitățile din județ, nici pentru cele două municipii, nici pentru cele trei orașe, nici pentru cele 50 de comune. Avem mai multe variante, dar credem că procesul ăsta de selecție pe care îl facem acum și acea perioadă de pregătire profesională vor fi definitorii pentru cei care vor fi aleși să candideze. Sunt tot felul de zvonuri, am înțeles că e un candidat nu știu care, sau că e celălalt, sau că există diverse înțelegeri. Nu există niciun fel de înțelegere între AUR, nici la nivel local, nici la nivel național, nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, nici cu Pro-România, nici cu PMP-ul. Nu avem niciun fel de înțelegeri, nu facem niciun fel de discuții referitoare la candidați cu alte partide. Vrem să câștigăm alegerile și vrem să luăm cei mai buni candidați. Nu vom lua, cum v-am spus, de nicăieri, deși sunt unii care se auto-ofertează, nu vom lua de nicăieri oameni care nu aduc plus valoare. Nu plec nicăieri. Am înțeles că domnul Pandea a zis în ședința Consiliului Județean de Coordonare, cum se numește, la Biroul Județean de Conducere, că am venit și că o să plec repede. N-am venit ca să plec, am venit ca să rămân, am venit ca să câștig alegerile, nu plec nicăieri. Sunt președintele AUR și aici rămân multă vreme de acum. Nu mi-am schimbat părerea de a nu candida nici la vreo primărie, nici la Consiliul Județean, pentru că oamenii care trebuie să candideze sunt cei care au muncit până acum aici pe plan local și cred că ar fi nedrept față de ei să candidez eu numai pentru că pot. Cred că sunt destui oameni pricepuți și cinstiți și întreprinzători care pot îndeplini funcțiile în administrația publică locală. Ce am văzut și am spus data trecută, dar parcă acum e și mai pregnant, am văzut o situație cenușie, așa, nu știu, oamenii sunt foarte, foarte tăcuți, foarte închiși în ei, parcă nu mai e voioșia aia de altă dată, parcă nu mai e un licăr așa de speranță, vom vedea. Cred că toată lumea se concentrează ca până la alegeri să tacă și după aceea să voteze împotriva celor două partide care conduc acum România. Din punct de vedere politic, orice partid
își dorește să beneficieze de votul negativ în detrimentul adversarilor, dar nu e suficient. Adică noi trebuie să venim cu niște soluții și cu niște oameni care să le poată implementa rapid și mai ales trebuie să venim cu niște oameni care să înceapă din prima zi să muncească. Pentru că altfel dezamăgirea va fi mai mare decât valul de simpatie și decât votul negativ. Și atunci dispar din preferințele oamenilor, este foarte greu să le mai recâștigi încredere. Și aici, la Călăraș, dorim să rezolvăm lucrurile repede și bine cu oameni competenți și cinstiți. Vă mulțumesc, cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le zic. Te rog frumos, Romeo, spune și tu câteva.